Se numește Azi e ziua ta. Vom cânta amândouă. La prietena mea Olivia, care a ținut tot în vlogul 24 de ore la tabără. Ne-a rugat să ne îmbrăcăm în alb. De ce? Nu știu. Deci haideți să aflăm. Cadouul așa aici. Sper să-i placă. Înainte de a începe acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un sux. Nu uitați pe contul meu de Instagram. Gata, las-o! Am norocul să-l găsesc la Chișinău din întâmplare pe traducătorul volumului Dorin Dușceac. Prieteni, se pare că noi am ajuns. Deci, uitați, noi mergem în mașină și încolo nu ne strigă. Nu s-a dat încet, păi vei strigă. Poate aici! Se bucur că eu am venit pentru că s-a făcut o prietenă nouă. Ce, cum, unde? Nici pază 7 deja. Aha. Și cât copil a ajuns? Nu am băiat. Tu? Mie îmi pare că noi întârziem chestii. Mergem. Și când, fratele meu, Olivia, mașina, ceau, Patricia și eu, Patricia! Oh my god! Oh my god! E tot ziua. Câți ani ai? 8. Și la mine fiica mai mare are 8 ani. Hai da, tas micuța are jumătate de an, dar noastră are 4 luni. Uite, scrie, on time, Olivia, 8 ani! Eu îți felicit cu ziua ta de naștere, pentru că ai o vârstă extraordinară. Ai 18 ani, minus 10. Și îți doresc multă sănătate, ai un viitor extraordinar, ai niște părinți mișto, tu deja ai părinți extraordinari și te felicit pentru că ai așa părinți și ți-au făcut așa o zi perfectă, o zi neon. De acum se consideră 24 de ore neon. Da. Și doresc să fii fericită, bucuroasă și la mulți ani. Mersi! O să fac vlog de spachetare ca două mâini. Eu de acum. Ești la lumină, că ce nu-i culoarea în fără? Ești la lumină, nu-i place. Da. Ok, da, hai. Deci e albastru. Eu ți-l pentru fratele tău. Asta e tortul tău? Da. Tortul meu. E foarte dulce. Eu am fost limba. Vedem sub când facem poze cu dânsul. Am invitat? Sau nu? Noi nică. Bă, Dragoș Patricia Scupal. Așa. Da. Ia, vreau să încerc și eu să fac de asta. Da. Luminează. Patricia, uite-și Ariana. Mulțumesc.
roz la mama. Cum? Hei. Dacă simți așa. Stai, cred că e pijama asta ceva. Pijama cu unicorn. Face 5 așezări. Hai, așa o provocare. Cine începe? Oh. Și punem sus? Da, sigur. Ha. Olivia, hai în rândul tău. Olivia, vii la provocare cu noi? Hai, e rândul tău acum. Trapianul Moldovii, trapianul Moldovii. Exact, bravo. Ia. Patricia! Ceau, Patricia! Trebuie să fac 5 așezări? Da! 15! Da. Ok, hai, de gata fac 15, nu creștem. 25! Sunt prea mare! Așa că câți vă legi sunt disem și încercați să faceți plastic. Dacă zic și ne vine la doua mea, tu o schiși pe jos, mă jur. Șocat? Ai văzut pe telefon? S-a răsturnat Bianca. Vorbeam la telefon și la un moment dat nu mai vorbesc. O scăpat telefonul jos. Bine, ceau, Patricia, pe asta e șansa ta să te prietenești cu Dânsa. Și, a, vine și Bianca? Da. A, super. Da, noi ne-am oprit și la tabără. La tabără și Sambro. Și voi pe lângă că mai cântați, mai și dansați, da? Da. Da. O să fie o petrecere pe cinste azi. Da, sperăm. Așa va fi. Așa va fi. De când am așteptat ziua asta? E o noapte numai, nu on time.
mai bună armă și un băcăr în vizit ajută să ne ajută. Reușit să ne spuneți ce culoare a ascuns? Sebastian. Silvia a ascuns culoarea roșu-roz. Să vedem. Olivia, este corect? Da! Odiu! Da! Dorin, hai să ne spui ce culoare a ascuns? Patrice. Albastră. Să vedem. Este corect? Da. Bianca, rosu, roz, roșu, roz. Să vedem? Olivia, este corect? Da! Aplauze! Da, cum, așa o zici, da? Da. Dorine, jata? Vreți să ghicești și de data asta culoarea pe care a spus-o Patricia? Verde! Este? Da! Cum? Așa! Dorine, ești? Să sperăm că tu... Stai că mai avem... Mai tu-i mama ta, e de verde! O magiata a reșinat! Vă rog frumos să dați de un joc doi! Bravo, Patricia! Bravo, Carina! Bravo, Sebastian! Hai, bo! Poate să încerce cât de acea este cu ochii închiși să treacă. Să este gata? Da! 3, 2, 1, începem! Să spunem că prietenia a câștigat și de data asta. Dar ați fost ambele echipe, ați fost la cel mai înalt nivel. Dragul Sebastian și Lucian. Igor, și să-i spunem un sincer la mulți ani Olivia în această frumoasă zi. Mulți! Să-ți dă-mi
Bravo Igor, bravo Oriana, bravo Karina. Bine, și break, și diferite dansuri. Am înțeles că cineva mai și cântă aici partea petrecerii sub denumire de karaoke. O să invit aici pe Olivia. O surpriză muzicală din partea Patriciei. Cum se numește piesa? Azi e ziua ta! Eu vreau să cânt un cântec pentru Olivia. Se numește Azi e ziua ta. Vom cânta amândouă. Toată lumea la dans și... dacă vrea, Ariana să, să cânte cu noi. Da, dar ceilalți taxieze, da? Ceilalți se distrează. Da, da, nu stau și te mănânci, ca să se îngrașă. Să nu stați să mâncați cât noi, dar ușați ca să vă îngrășați. Ziua mea și mă simt bine, toți prietenii sunt lângă mine. Muzica la mașină vreau să fie. Pe dos, vedeți că sunt prea. Azi ochii e ziua mea și mai vreau să vă promit.
următoare dedicație!
umblă să caute copii pe care să-i mănânce. Iar ziua doarme. Acum toți copiii au o casă. Eu am să iau o căsuță. Iar cine rămâne fără casă se duce în ospiție la un prieten. Căsuțe libere. Uite aici. Se permite câte două, câte trei, câte trei, câte două. Ia așa, Igor a găsit o casă. Toți copiii sunt în casă. Radio Agi rămâne pământ. Uite, o casă liberă. Muzică, Radio Agi doarme. Toți copiii se distrează. Toți. O căsuță liberă. Radio Agi o să mănânce case. Opa. E noaptea când Radio Agi este până la primătoare. La sfârșit va câștiga căsuța unde vor fi cei mai mulți prieteni. 1, 2, 3, 4, 5. Cine a câștigat, băieții sau fetele? Fetele! Fetele, aveți dreptul să le dați o provocare băieților. Data viitoare n-am să vă iert. Atenție și... Ronaldo. Nu se mișcă nimeni, ok? Dansă! Cine s-a mișcat? Eu! Patricia s-a mișcat! Eu! Îi transmitem! Eu cu machiajul! Să-mi trec machiajul! Da, ceva eu primul m-am mișcat! Masca! De Lucian masca! Fericire, să ai mult curaj în viață și să te bucuri că ai niște părinți minunați și s-a făcut această sărbătoare. Niște prieteni adevărate.
și niște prieteni adevărați. În afară cu băieți. Și băieții la fel. La mulți ani! Acum am să rog toți prietenii să adune toate baloanele aici în mijlocul lavei. Toate baloanele de sală le punem în mijlocul lavei. O să facem explozia colorată, după care o să-i strigăm un la mulți ani și o să mergem să o cuprindem toți. 3, stați aici în rând să vă explic ce avem de făcut. Uite, pastronul magic, o minunăție de piniata. O să începem să lovească o magiata de 8 ori. Ceilalți invitați doar de 3 ori. Olivia, pui-o cu spatele la oglindă, vii aici, cu spatele la oglindă stai. Noi o susținem cu aplauze și strigăm Olivia. 1, 2, 3. No? Încet. 3, 4. Vine Patricia. Tu strigă Patricia. 2, 3. Gata. Vine următoarea. Tot de 3 ori. 1. 2. Aplaudea. 3. Vine Aria. Pizza. Bianca, vine primul haiduchi. Mai tare, Igoraz, 2, 3, ajunge. Să dăm jos și lasă Olivia să strige până la urmă. 2, 3, acum deci ne rogăm. Iar acum, la vânătoare, vin cu toți copiii. Pune geantă, repede. Deci, 1. Olivia, ia loc pe centru aici, pui-o pe lângă ea. O să luăm cadourile într-o parte. Toți prietenii sunt invitați aici, râs toți! Ura! La mulți ani! La mulți ani, Olivia! La mulți ani, Olivia! Super mișto. Da, eu am și machiaj de schelet. Eu machiaj de schelet, numai pe față m-am șters. Știți pe stories ca să vezi. Bravo, e scumpă, scumpșoară. Fetelor, v-a plăcut sărbătoarea de astăzi? Da! Mi-a plăcut foarte tare. Cel mai mult mi-a plăcut să mâncăm. Da, cel mai mult mi-a plăcut că noi mâncam pizza și tot ce. Că să ne căzulce, op. Mai filmez un vlog și apoi să arunc top. Iute și steață, cu zâmbetul pe față. Am o să las pachetul. Până mâine. Până mâine? Unde? Nu, mâine. Mâine vii? Da. Da, să-mi scrii pe Instagram. Da, dar să spună pe mare. Pa, pa, prietelor!